Bine ați venit din nou în grădina Sfântului Nicolae. Suntem la Arhiepiscopia din Râmnicu-Vâlcea și astăzi vom face un sirop pentru sănătatea gâtului și a plămânilor. Trebuie să avem grijă de sănătatea plămânilor, pentru că dacă plămânii nu funcționează cum trebuie, tot organismul se dă peste cap, inclusiv inima. Sunt printre ultimii muguri de brad care se mai găsesc în sezonul acesta. Sper că ați apucat să faceți un sirop de brad și, bineînțeles, și presat la rece, după cum mie îmi place să fac produsele de cea mai bună calitate, naturale. Siropul acesta conține muguri de brad și încă 4 alte plante medicinale. Bradul este foarte bun pentru că conține aceste rășine care ajută să curețe plămânii. Acum o să mai culegem pătlagină. Pătlagina îngustă o vom folosi de data aceasta pentru că ea este mult mai puternică în tratarea virozelor respiratorii și este indispensabilă siropului pentru răceală. Deci la siropul de răceală și când veți fi răciți și veți avea probleme cu gâtul, să folosiți pătlagina. Ea conține mulți mucilagini, aceștia bioactivi, care ajută la vindecarea mai repede a inflamațiilor gâtului. O să o găsiți peste tot în iarbă, pe unde vă duceți, dați de ea. Dacă găsiți și pătlagina lată, e bună și ea. După care mergem și o spălăm și o băgăm și pe ea în borcan. Aveți în față minunea de la Arhiepiscopie de aici din Vâlcea, și anume eucaliptul. Original din Australia, este printre puținii arbori aclimatizați din țara de la noi. Dar aici, pentru că este o climă foarte bună cu influențe mediteranene, i-a prit foarte mult căldura aceasta de la Vâlcea și preasfințitul Varsanufie, fie cu priceperea lui în horticultură, a reușit să aclimatizeze acest arbore cu efecte miraculoase asupra cavității nazale, dar și un bun antibacterian și antiinfecțios. Noi vom toca aceste frunze de eucalipt pentru siropul nostru ca să aibă un parfum puternic ca acela care se găsește în siropurile de la farmacie. Simți parfumul de eucalipt, dar acela este, bineînțeles, un parfum, hai să zicem și să credem că este cu uleiuri esențiale. Bineînțeles că nu aveți acest arbore în curte sau la bloc, cumpărați ulei eucalipt de la plafar și îl folosiți și în apă, și în ceaiuri, și în aromoterapie, dar și pentru a prepara sirop. Puneți o picătură de ulei esențial, mirosiți, o să vă desfundați imediat sau frecați o frunză și are același efect, îl simțiți până în creier. Arbore de eucalipt. Poate nu ați văzut. Și ne-am întors la birou. Aici e biroul meu de lucru. Pe fiecare zi vin câteva ore la birou și fac produse naturiste ca să se bucure toată lumea. Acum că am și masa de lucru, mulțumesc lui Alexandru Pavel, Atelierele Pavel, pentru masa asta frumoasă și trainică. Cuțitul mi l-au împrumutat maicile de aici, de la mănăstirea Dintr-un Lemn. Dar din dar se face rai. De aceea și eu vreau să împărtășesc cu dumneavoastră aceste remedii naturiste. Nu vreau să le țin pentru mine, pentru că dacă suntem frați, trebuie să ne comportăm ca frații și să ne ajutăm fiecare zi. Ia uitați uleiul ăsta de eucalipt, s-a lipit de mâini, vedeți? Deci este plin de ulei esențial. Nu există ceva mai puternic pentru gât și pentru creier ca eucaliptul. V-am mai spus, folosiți uleiul esențial de eucalipt, care teoretic ar trebui să aibă puteri binefăcătoare de 10 ori mai mult decât planta în sine, pentru că este un ulei esențial, da? Un extras. Dar dumneavoastră acasă luați de la plafar un ulei esențial de eucalipt și puneți câte 10 picături la un litru de cantitate pe care doriți. Și o să revenim
punem și pătlagina, care spuneam că e foarte bună când sunteți sărăciți să faceți ceai din pătlagină. Noi acum când eram mici, eu nu știu de unde, când ne loveam, puneam câte o frunză de pătlagină pe rană. Așa. Și știam de la bunicii noștri cu ce să ne tratăm atunci când ne lovim și avem o rană deschisă. Se pune imediat frunze de pătlagină pe rana deschisă și se oprește sângerarea, dar ajută și la vindecare. Și cu siguranță adăugată în sirop, un sirop medicinal ăsta, chiar e sirop medicinal, nu porcării, că m-am dus odată, am fost la Chișinău în vizită și un prieten de-al meu cu care am fost era răcit, cobză. Na, de unde? Că n-aveam siropurile după noi, hai să luăm din plafar niște ulei esențial, să luăm, nu aveam, bineînțeles. Și am luat un sirop de tuse. La cutie, băgat, frumos, 35 de lei, 50 de mililitri. Atât costa. Citim pe el. Eucalipt, cimbrișor, pătlagină, salvie. Zic, Doamne, ce de bunătățuri. Apă, zahăr. Atâtea plante medicinale și le-au stricat cu zahărul ăsta și invertit. Și bineînțeles că mai era și pasteurizat. Deci la noi nu era nimic, era o apă bine aromată. Și atunci m-am enervat și am zis, băi, ia, exact din ce scrie aici, facem și noi un sirop la fel. Și am luat eucalipt, am luat salvie, am luat cimbrișor, am luat pătlagină și muguri de brad. Le-am tocat, le-am pus cu miere și ce credeți? A ieșit același gust, doar că al meu era natural și acela era sintetic. Folosiți numai siropuri naturale care conțin miere. Păi gândiți-vă că acum 500 de ani nu exista zahăr și oamenii se vindecau cu ce aveau în grădină. De exemplu, cu salvie. Salvia este o plantă care ar trebui consumată de către toate femeile din lume pentru că inhibă celulele canceroase și inhibă apariția fibromului uterin și a bolilor uterine și ovariene. Se spune în medicina tradițională chinezească că cine bea pe fiecare zi câte un ceai de salvie nu mai face niciodată cancer, iar fibromul uterin se dizolvă bând ceai de salvie câte 3 căni pe zi în cure de minim o lună, două luni de zile. Ce am uitat să vă povestesc aici, eu că m-am luat cu vorba și v-am tocat cimbrișorul. Cimbrișorul puteți să-l folosiți atât pe cel de câmp, cât și cimbru de grădină. Deci ambele sunt medicinale, iar cel de câmp este și mai parfumat. Cimbru este antibioticul numărul 1. Tratează tot ce înseamnă infecții și virus și bacterii. Dacă aveți o infecție în organism, o răceală, o durere de gât, să folosiți cimbru și o să scăpați imediat. Pe mine când mă ia cu durerea de gât, eu cu ceai de cimbru în 24 de ore am scăpat. De aia trebuie folosit la siropul de tuse, folosiți cimbru, pătlagină și acum salvie. Salvia este foarte bună pentru sănătatea gâtului. Cei care aveți probleme cu gâtul, dați-vă pe salvie, pe fiecare zi, salvie, salvie, salvie. Eu folosesc atât salvia de câmp, aceea albastră care se găsește prin fânețuri, dar și salvia de grădină. Știți că există peste 30 de specii de salvie în întreaga lume. Și salvia aceasta de grădină este foarte aromată și foarte benefică organismului. Pentru că este un sirop pentru sănătatea gâtului, salvia o să fie ca și compoziție, o să adăugăm cel mai mult. Să vedeți parfum ce are siropul ăsta. Și o să fie dulce și gustos și copiii o să-l adore. Fără coloranți, fără sintetice, medicamente de sute și poate și de mii de ani pe care eu le-am găsit în mănăstire și pe care vreau să vi le împărtășesc și dumneavoastră și dumneavoastră să le predați mai departe următoarelor generații, pentru că nu vreau să cred că aceste remedii
și această curiozitate despre medicina naturistă se va stinge pe fiecare zi și pe fiecare an ce trece. Tind să cred că oamenii au început să-și dea seama despre efectele negative ale tehnologiei și ale poluării atmosferei și atunci să întorc din nou către mâncarea sănătoasă și către plantele medicinale pentru a ne susține această viață pe pământ să fie cât mai ușoară. Și deși este sezon de vară, începe acum, siropul ăsta să-l aveți pentru că el curăță plămânii. Apropo, la persoanele care fumează, dacă vor să scape cât de cât fără afecțiuni grave pulmonare, trebuie să știe că tot ce am băgat în acest sirop ajută la curățarea plămânilor și feresc plămânii de afecțiuni și mai grave. Pentru că, cum am spus, salvia este anticancerigen foarte puternic. Să aveți în grădină, să aveți în ghivece la bloc. Dacă veți avea plante aromatice, nu o să mai vină nici țânțarii, nici gândacii, nici căpușele. Puneți o lavandă în ghiveci la geam, puneți o salvie la geam și veți vedea că nu vă mai intră țânțarii în casă. Inclusiv în grădină, dacă veți pune plante aromatice printre roșii, printre castraveți, o să vedeți că nu veți mai avea dăunători. Și o miere de salcâm, puteți folosi orice tip de miere pe care o veți avea. Un secret important este să folosiți o miere care este foarte fluidă și nu zaharisită pentru a se combina foarte bine cu plantele și pentru ca și plantele să-și lase cât mai mult și mai repede substanțele bioactive. Acest macerat se ține 21 de zile la soare, tocmai pentru a se păstra caldă mierea, după care să strecoară și îl trageți la borcane sau la sticle. Se folosește diluat cu puțină apă sau îl beți pur și simplu, câte 3 linguri pe zi, fără să mai beți o jumătate de oră după aceea lichide, deci înainte de masă. Mierea în sine este un medicament, este antibacterian și antimicrobian. În miere nu poate supraviețui nici o bacterie și nici un virus. În piramidele din Egipt s-au găsit miere de peste 2-3-4 mii de ani. Bună ca în prima zi. Din ce cauză? Pe ce anume alterează un produs? Bacteriile. Dar mierea aceasta e cel mai bun conservant din lume. Mierea. Aici nu are cum să trăiască vreo bacterie, vreun microb și nicio boală. Păi asta când intră în organism, a terminat cu boala. Puneți un capac, îl păstrați la soare, îl strecurați și îl puneți în sticluțe. Și când vreți prima dată să mergeți la farmacie, deschideți dulapul dumneavoastră cu produsele învățate de aici, de la grădina Sfântului Nicolae. Doamne ajută tuturor! Îți mulțumim, Maică Sfântă, pentru vindecare, pentru tot ajutorul tău, pentru mijlocirea ta la prea bunul Dumnezeu.